Salutare și bine v-am găsit în PCeria, eu sunt Mihail și astăzi vedem ce se întâmplă dacă nu activăm Windows 10. Am pregătit o mașină virtuală special pentru acest video și dacă voi merge în aplicația Settings, aici jos o să vedeți că scrie Windows isn't activated, activate Windows now. Dau și eu click și mă duce pe setările de activare. Scrie cu roșu aici, Windows reported that no product key was found on your device și un cod de eroare. Dacă dăm click pe Troubleshoot, Windows-ul va încerca să verifice dacă sunt erori legate de activare. Dacă voi să zicem că ați schimbat placa de bază recent la calculator și înainte Windows-ul vostru era activat, puteți să dați click aici pe I change hardware on this device recently și o să vă ducă pe o pagină unde trebuie să puneți contul de Microsoft și să identificați device-ul. Dacă n-ați avut înainte un cont de Microsoft, e destul de complicat. Sau, dacă vreți să cumpărați Windows, puteți să mergeți în store, dacă aveți o cheie de produs, puteți să puneți o cheie de produs. Dar dacă nu puneți o cheie de produs, dacă nu activați Windows-ul, ce se întâmplă? Răspunsul simplu și banal este nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că Microsoft își dorește să treacă cât mai multă lume pe Windows 10 și atunci a scos aproape toate limitările. Au rămas două limitări importante despre care vom vorbi imediat. Prima dintre ele este watermark-ul, care în cazul meu nu apare pentru că Windows-ul este instalat proaspăt, dar apare după câteva restarturi, după câteva zile, el va fi acolo și va fi permanent peste orice aplicație, peste YouTube, peste mai puțin peste jocuri, dar va fi acolo și este destul de deranjant pentru unii, unii au învățat să-l ignore. Dar ce se mai întâmplă? Păi, nu mai puteți personaliza deloc Windows-ul. Click dreapta și mergeți aici la Personalize și o să vedeți că totul este gri. Nu se poate personaliza deloc Windows-ul. Oriunde ați da, nu puteți să schimbați wallpaper-ul, fonturile, temele și așa mai departe. Dacă o să merg aici la Teams înapoi, măcar pot să pun iconița de computer pe desktop. Unii spuneau că vor fi probleme cu update-urile, nu e adevărat, primiți toate update-urile în principal. Ideea este că nu este legal. Nu este legal, Windows-ul trebuie să fie activat din punct de vedere legal cu o licență validă. Altfel, dacă Microsoft nu schimbă nimic, s-ar putea să luați Windows 10 neactivat ani de zile și să nu aveți niciun fel de probleme, în afară de cele două limitări de care am vorbit mai devreme. Prin această mutare, Microsoft vrea să aducă cât mai mulți oameni pe Windows 10 și să crească baza de instalare a acestui sistem de operare. Cam asta a fost și cu videoul de astăzi, eu am fost Mihail, voi ați fost în PCeria. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și dacă sunteți noi, un subscribe. La revedere, să aveți o zi frumoasă!